În cadrul clubului de caiacanoe de la Orșova se nasc campionii la foc automat, sute de medalii anual, campioni mondiali și campioni ai României. Sunt oferiți țării de un grup de antrenori inimoși care își dau tot interesul pentru ca tinerii să trăiască într-o disciplină care să ducă la performanțe. Haide, haide, dă drumul! Haide, haide la finish-ul! Haide, haide! Lung, lung! Într-un colț de Românie, Clubul Sportiv Școlar Orșova pregătește campion la foc automat. De-a lungul timpului, clubul, cu secțiile sale de caiac, canoe și canotaj, a adunat în competiții naționale și internaționale un număr impresionant de medalii. Doar în anul 2010, având numai puțin de 497 de medalii. Clubul Sportiv Școlar Caiac, Canoe, Canotaj este unul dintre cele mai bune cluburi sportive nautice din România, cu performanță deosebită atât pe plan internațional cât și pe plan național. Campioni mondiali, europeni, balcanici și olimpici. Competiția care a avut loc în perioada 2-4 iunie pe Golful Cernei a fost o competiție foarte importantă legată a porților de trofeu, porții de fere, pe care am făcut-o și o facem din jur de 40-45 de ani, cu o participare bună, da? O participare și a unei țări străine, Bulgaria, Vidin. Sportivii noștri au fost pe primul loc în majoritatea probelor. A fost o competiție reușită. Premergătoare campionatele naționale din august la Pitești, campionatul național de viteză, fond de viteză și selecție. Elevii de la CSS Orșova au obținut locul întâi la puncte la Regata Orșova, trofeul Porțile de Fier, iar la alte competiții internaționale reprezintă județul Mehedin și România cu succes. La competiția internațională au participat sportivi din cadrul a 11 cluburi sportive din țară, dar și din Bulgaria și a fost organizată de către Clubul Sportiv Școlar Orșova cu sprijinul Inspectoratului Școlar Primăriei Orșova și a Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Aladin Georgescu i-a sprijinit mereu pe sportivii din județul Mehedin și este extrem de mândru de rezultatele obținute de CSS Orșova. Fără sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, a domnului Aladin Georgescu, personal, și a câțiva sponsori din orașul Orșova, noi nu puteam să ținem această competiție. Atât implicarea din punct de vedere financiar, ce înseamnă masă pentru sportiv, cazare pentru sportivi, combustibil pentru evitarea accidentelor pe apă, totul a fost susținut ca de fiecare dată de către Consiliul Județean Mehedin, pentru care noi mulțumim domnului Aladin Georgescu. Sutele de medalii se obțin însă prin mii de ore de muncă și o disciplină de fier. Elevii au un program special și foarte strict. Din 1994, an în care s-a înființat Cupa României, competiția a fost câștigată la caiac canoe numai de către CSS Orșova.